Bună ziua, dragi, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Din nou suntem la stupină. Ce mai facem la vremea asta? Da, sunt tot mai mult asaltat de telefoane, oamenii sunt nebuniți, dau în ultimă instanță, dau peste mine și au marea problemă asta a organizării cuibului pentru iernat. Eu am explicat în filme, dar ei, probabil cei care dau pentru prima dată, sunt surprinși că sunt niște noutăți acolo și nu le clar deloc. Și, da, sunt filme de peste, nu știu, cred că sunt peste 1000 de ore de film și la apicultură. Da, deci, ca număr de filme, oricum, sunt peste 1000 de... Și unele sunt de o oră, jumătate de oră, așa, cât or fi ele acolo. Ideea este asta. Ori de câte ori lăsați de după diafragmă rame care au mai puțină miere cu ideea de a le oferi posibilitatea să tragă pe dincolo de diafragmă, riscați foarte tare să se întâmple exact cum am eu situația asta. Situația de aici, sigur că am mai întâlnit-o de-a lungul timpului, dar n-am filmat așa o chestie concretă. Deci aici am avut un nucleu pe care l-am strâns eu foarte tare pentru a-l plasa în spatele celor două din față, pentru că am gândit așa, căldura de acolo și cu ăsta va ierna foarte bine. Bun. Dar am lăsat și o ramă, cum și observați aici, o ramă din coace diafragmă, am zis, mai avea niște mieri și am zis să o trag. O ramă, atenție dragilor, o ramă care nu era tocmai bună pentru iernat, o ramă albă, da? Ia uitați. Da, este ramă albă. Ce a făcut albina toată? A venit pe rama asta. Este formidabil de clar. Ea caută spații pentru iernat. Da? Deci toată acolo și este 5-6 rânduri de albine, stau unele peste altele aici. Matca căpoasa o trecut din coace și căutat acum să-ți găsească un loc în care să ierneze. Da, numai surpriză. După ce a trecut din coace diafragmă, povestea s-a complicat, că nu a găsit decât o singură ramă și aici s-a îngrămădit toată albina, nucleul ăsta. Ei, repet, nu e o ramă albă, dar mai degrabă, nu e o ramă bună pentru iernat, dar mai degrabă s-a întâmplat următorul lucru. Probabil că ramele cele dinăuntru n-au fost gândite sau n-am avut eu, probabil erau, mai aveam puier pe ele, nu știu, ceva nu e în regulă și nici astea nu au fost foarte bune. Și dacă au apucat de plecat, asta e, uite așa au prindit timpul, da, într-adevăr așa este, uitați. Cele două rame nu sunt tocmai bine alese, pentru că asta este una tot așa de albă ca cea pe care v-am arătat-o de după. Da? Deci este o ramă tot așa ne... Eu am mizat pe spațiu, că am lăsat spațiu aici, este un pic mai maronie și am lăsat spațiu să intre. Ea nu a fost mulțumită că a fost prea deschis la culoare. Da? Și o să, hai să ne ducem partea asta altă, poate e mai bine, dincolo de afară, poate găsim ceva mai bun. Au plecat matca și dacă au plecat, toate albine o urmează. Deci ea aici era mult mai fericită, să zic așa, decât situația cealaltă. Așa că voi, dacă lăsați una, două rame dincolo de diafragmă mai goluțe, acolo veți găsi repede, toată albina navighează acolo și vedeți, se întâmplă ceea ce mi s-a întâmplat mie aici. Deci rama asta eu am gândit-o așa. Jumătatea asta de jos este bună pentru a intra albina, deci hai să o folosesc. Nu-i prea închis anțiul acolo, dar totuși au ieșit câteva generații de albină, nu-i ca atunci când este albă-albă. Ea a căutat ceva mai bun. Asta e. Ia să vedem și pe cealaltă ramă. Dacă satisfacea într-o măsură toată ideea pe care am încercat să o punem la punct, dar asta e și mai închisă la culoare. Are spații bune de intrat albina. Din păcate, prezența ramei acelea din spate a determinat-o pe albine să spună, ne ducem după ceva mai bun, mai bun decât ne oferă cele două rame. Numai că au găsit ceva mai rău.
Asta e sigur. Și acum ce am să fac eu? Păi, pot să scut toată albina acolo și tot, din coajă și diafragmă, dar cel mai bine, în prima fază, și am să rețin aici, în prima fază am să mut diafragma dincolo. Adică să o bag în cuib, cum se zice. Sigur că am să las cele două rame așa că erau corect gândite de mine. Acum nu am, pentru că sunt surprins de reacția ei și n-am două, n-am alte rame mai bune. Le pun pe aceleași rame, strâng pe aceea de a treia cu tot, cu albina sa, nu o scutur, că acum dacă o scutur e rece și mai cade albina, risc să caldă și matca și să ridică, nu se ridică, nu risc eu așa. Cel mai bine, vedeți, sunt straturi de albine. Sper că se observă așa. Deci să filmez aici că sunt 4-5 straturi de albine, cum s-au așezat ea. Și acum o pun pe partea asta unei albina multă, groasă așa, și o bag în cuib. Adică nu-i mai las nimic din coace diafragmă, dragilor. Deci asta este reacția mea. În loc să scutur, în loc să... așa, am hotărât acum. Nu-i mai las nimic din coace diafragmă. Sigur că am nevoie să țină și diafragma, să țină într-o poziție așa. Dar prefer să-i pun un hrănitor, ceva să-i pun ca să țină rama, decât să mai ric să mă aduc ramă de după diafragmă. Deci atenție! Ce lucru am vrut să vă atrag atenția? Dincolo de diafragmă, dacă ați lăsat rame mai goluțe, umblați urgent, vedeți ce este acolo și scoateți ramele, toate trebuie scoase, dragi, da? Toate. Ca să nu aibă pe ce, să nu mai caute altă alternativă, altă variantă. Deci, singura este cea pe care ți-a organizat-o voi. Deci, eu am făcut treaba bună, i-au zis, bă, ceva mai bun, nu se poate? Hai că este dincolo de diafragmă o chestie. Și când s-au trezit acolo, au venit timpul ăsta rece și au prins-o timpul aici. Toată albina au navigat aici, lângă ea, ca să asigură căldură. Pe o singură ramă s-au îngrămăit toată albina. Da? Deci, multă grijă la formarea cuiburi. Iată că în sprijinul ideii mele, acelea de a organiza bine cuibul, această situație vine în sprijinul ideii, să golim ramele din partea de jos, să aibă unde să intre albina și nu îl mai lăsăm dincolo de diafragmă nimic îndată ce a venit vremea rece și albina, eventual dacă s-a întâmplat o chestie de asta, faceți exact cum am procedat eu acum, asta ramă de margine acum, după ce navighează albina, că se va duce după căldură, se duce repede pe cele două rame, nu în capii discuții. Și asta care va fi goală, o voi trece din coace diafragmă sau, cel mai bine, o să o scot ca să nu mai se întâmple o surpriză de cea. Dar părerea mea este că după ce au pățit-o așa cum au pățit-o aici, albina va rămâne de acum pe cele două rame, pentru că căldura de la celelalte din două din spate o va atrage mult mai bine. Da, mult mai sigur. Iernatul este cea mai importantă problemă. Mai ales dacă aveți nucleic și v-ați dus foarte bine pe varianta asta de mulțiri, așa cum îl știu pe Costel de undeva de pe lângă la Onești, care din nouă familie au făcut 60. Costele, grijă multă, da? Sper să vezi filmul ăsta. Tu și cu alții care mergeți pe tehnologia mea și v-ați dus foarte tare la mulțiri, acum performanța pe care s-a realizat-o la mulțiri în vară, obținând mărcile cele și nucleii respective, trebuie, performanța aceea trebuie sprijinită de o iernare specială. O iernare specială. Vă spuneam, aici putem să iernăm chiar două, da, cum am strâns-o pe asta, Costel, pe două, dacă ai astfel de situații, pui diafragma aceea cu, știți bine, cu două ochiuri aici și închideți ochiurile, dați drumul la albină ca să iasă pe partea asta pe aici, da? Deci avem posibilitatea să scoatem albina, uitați, de acolo, din cele două rame, o scoatem pe ochișorul ăsta, cealaltă din spate
pe câte rame, pe 3-4 rame, îl putem scoate deci pe aici. Ei, vă dați seama că ăsta pe două rame, chiar dacă e micuț, iernează 100%, e băgat în mijloc, căldura și dintr-o parte și în cealaltă va ierna perfect, perfect. Deci costele, asta trebuie să faci. Iar în față, știm bine că noul model prezintă două posibilitatea de plasare a două diafragme și încât aici facem 1, 2, 3. Vă amintiți că acum vreo 2 ani am iernat și eu 5 într-un loc, punând folie, muncind eu din răsputeri ca să pot ierna nucleile care le-am făcut strâmb atunci. Cum bine știți, am plecat de la un număr mic și m-am dus foarte tare, le-am mulțit și eu. Nu ritmul lui Costel m-a depășit ca să faci din nou 60 de familii, este un ritm pe care e drept de de individiat, așa cât cum a reușit el. Dar acum, Costel, te sprijin cu ideea asta, atenție multă, deci strângem cât se poate, să răci timpul, vedem pe cât s-au strâns așa, vinim și plasăm și nu mai stăm, Costel, cum trebuie să stai tu cu cât, cu 20 de rame, 20 de biostupi în punând câte 3 în 1, punând câte 4 sau 5, stai cu 5 ori 6, nu? 5 ori, câte ai? 60, deci 20 de biostupi. Nici 10 biostupi nu-ți trebuie pentru a strânge totul. Și celelalte 10 lăzi le dai deoparte, ca să nu stai cu ele expuse la, peste iarnă, la, mă rog, alternanța de așa de frig rece conduce și la deteriorarea lăzilor, deci să nu spune, cum să nu le strângi tu așa, ai și iernare foarte bună, ai și conservarea lăzilor, a celor care n-ar rost să le expui în continuare pe timpul iernei, iar în primăvară te apuci și faci exact ce știi să faci cel mai bine, să le extinzi. De timpuriu trebuie extinse, că ele o să fie probabil full de albină. Știi să faci rănirea, știi să faci toate poveștile, toate lucrurile acestea. Dar iată că ușor albina se retrage. Dar, cum vă spuneam, dacă am făcut mișcarea asta, ea se va duce ușor pe celelalte două rame. Aș început să navigheze, cum se observați. E fericită că acum stătea acolo în straturi pentru a asigura căldura. Încercați să fac o înghem așa suspendat, parcă. Așa, și îndată ce se va retrage, mă întorc, rama asta o să o scot, pur și simplu o scot. O să o găsesc goală, probabil. Sper să o găsesc goală. Dacă nu, rămâne aici celelalte trei, dar oricum, albina se va duce fără discuții masiv pe cele două rame. Și cum ați văzut spația de iernat am acolo, foarte bun, pe partea de jos, treaba va fi bună. Așa că mă opresc aici, dragilor, să-mi continui treaba. V-am făcut acest mic filmuleț pentru că am socotit că este necesar să înțelegeți încă o dată cât de important este munca asta pentru a ierna cât se poate de corect și încă ceva, mai ales la cei care s-au dus pe mulțire foarte tare, sunt în situația asta grea și riscă ca toată munca pe care au desfășurat-o în timpul verii să fie anulată de pierderea familiilor. Sigur că e o durere imensă ca să zic, băi, am muncit, am obținut mătcuțile și am reușit înmulțirea asta. Când să aștept și eu anul următor să se dezvolte, eventual să mai pot folosi la mulțire în continuare, mă trezesc că am pierdut tot. Deci nu stăm pe gânduri, facem așa cum v-am învățat aici în filmulețele astea și veți avea bucuria să vedeți că și albina e sănătoasă, așa puțină cât este, iernează foarte bine. Începe dezvoltarea de timpuriu, dacă albina e sănătoasă și așa, e strânsă, căldură are, asta e povestea, are căldură și nu-i trebuie să consume pentru a produce căldura. Deci nu trebuie să consume, ce mai vreți mai mult? Iar cât privește hrănirea, o faceți imediat, nu cu folie dublu, cum v-am arătat, cu toată chestia care știți din anii trecuți și atunci dezvoltarea începe foarte rapid. Mărcile sunt tineri și totul este perfect. Așa că mă opresc aici, eu îmi continui treaba, sper că ați înțeles mesajul meu, nu-i de joacă cu iernatul. Eu am
în anii din urmă n-am acordat atenție mare și avem pierderi foarte mari, dar nu aveam timp să stau să analizez, să gândesc concret situația aceea. Cu școala, cu meditație, cu tot ce aveam eu așa, nu aveam timpul necesar să zăbovesc mai mult asupra formării cuibului. Lăsam mai mult natural, spuneam, băi, cum știu ele să... Cum fac în scorbul, fac și acolo. Ei, nu e așa, nu e așa. Acolo se întâmplă un anumit lucru, roiul pleacă, acela care pleacă mai de timpuriu are timp să se organizeze. Sigur, sunt și acolo riscuri mari. Sunt situații când dispare peste iarnă. Cele mai multe dispar, pentru că locul unde îl găsesc, acolo nu e chiar unul ideal. Se întâmplă fel de fel de lucruri. Aveți clar acum, după ce ați înțeles de aici, că acolo lăsându-le natural, dacă e iarnă grea, dacă sunt curenți, dacă nu știu, și dacă aceste lucruri, sigur că familia dispare. Nu ești tu afectat ca persoană, dar, mă rog, acolo nu știi nici ce s-a întâmplat, nu avem nicio idee, însă acum când facem lucrurile concret și avem posibilitatea să filmăm și să vă spunem niște lucruri clare, voi, cei care sunteți la început, mai ales cei la început, trebuie să urmăriți cu atenție tot ce spun, pentru că o fac cu toată dragostea și o fac cu gândul că nu trebuie să treceți prin niște momente grele ca să învățați ceva. Deci, nu totdeauna o luăm de la început, pentru fiecare să ia la început, ci din contră, tot ce s-a realizat până la un loc încolo, trebuie preluat și îmbunătățit și să învățăm și să nu... Din greșelile altora învățăm, da? Eu asta am făcut de 4-5 ani de zile, când m-am hotărât din 2010 să filmez. N-am făcut altceva decât să vă arat concret ce performanțe se realizează dacă încercăm să descifrăm din tendința aceasta de dezvoltare a coloniei de albine. Ce își dorește ea? Deci tot timpul m-am întrebat ce își dorește ea. Și eu făceam împotrivă. Hai să fac ce își dorește ea. Sigur, păstrând și posibilitatea de valorificare în sistem industrial. Așa că își dorește supul soarelui, să zicem așa, cum am văzut, există pe internet, mie mi-a și fost trimis o broșură care se povestește că ce bine este să ne întoarcem la forma aceea naturală de organizarea cuibului sub formă de căciulă și așa. Nu putem, stupul acela nu e practic, nu e... Deci noi ne menținem și dacă vreți încercăm să găsim soluții pentru exploatarea în sistem industrial. Eu rămân la ideea că biostupul în varianta, mai ales pastoral, asta de aici, este cel mai bun lucru cu putință, pentru că iată-l la iernat, mă satisface foarte bine. Din ce motiv aernar mă satisface? Pentru că iernesc doi într-unul. Da? Deci este de 12 pe 12, dragilor. Deci este de 12 pe 12. Așa. Și pot ierna foarte bine două. Așa, două aici la iernez. Am în spate, știți, buzunerelul acela în care cresc o matcă. Acum buzunerelul, i-am făcut următoarea figură. Am pus o diafragmă, da. Deci, în clipa de față, la iernat, așa se prezintă biostupul pastoral. Deci este pus diafragma cu patru ochiuri pe grilă. Am mai lăsat un pic deschis aici, văd un ochișor. Probabil că am avut, aici am mai trecut albina, mă rog, nu știu care a fost motivul. În partea cealaltă, am avut rama, acum îmi dau seama, am avut rama aceea din spate pe care am plasat-o și aia am mai tras aici, da? Deci în loc să fie ca și cum ar fi fost de după diafragmă, acum am plasat-o după grilă și ea a venit foarte ușor, din fiecare de pe o culoarul ei, din partea ei, și a tras acolo câte puțin din rama care am pus-o. Acum închidem ochiul, da? Închidem
perfect. Deci și într-o parte și în cealaltă. Punem diafragma. Da, diafragma asta. Și rama asta o pun aici ca să țină diafragma lipită. Iar când voi dori să încerc să stimulez cu rama din spate, n-am decât să-i pun diafragma din coace. Trec la loc, deschid ochiurile acelea micuții și iar încep rănirea cu celor două, cu rama pe care, mă rog, așa descăpăcesc câte un pic, o porțiune de 10 cm pătrați, 7-8 cm pătrați și Albina va veni din față, trage, nu deranjez din loc, este hrănirea perfect făcută cu rama din momentul în care fac stimularea. Deci pentru iernat asta este poziția. Voi știți bine că aici vara creștem, nu? Creștem una, două, trei, perechem una, două, trei mărci, cât avem, cum ne propunem. Pentru că aici o să pun ghidajul cu rama, cu diaframa cu două ochiuri. O scot pe aceea cu patru ochiuri, o dau deoparte, pentru că rămâne o singură familie, cum știți, și aici, în rama asta clăditoare, aici vom lua tot timpul varoa, colectăm varoa în rama clăditoare și facem o treabă deșteaptă. Iar rama aici din spate, unde se împerechează o matcă, deci în ghidajul ăsta de aici, până un singur ram încape aici, rama, știți, Albina este scoasă pe aici prin față, prin gâtul ăla de piet, știți asta foarte bine, cei care urmăresc și lucrurile merg foarte bine. Iată, deci v-am prezentat ce înseamnă scopul pastoral folosit acum la iernat. N-am iernat niciodată, însă acum, fiindcă am pornit așa hotărât să vă arăt performanțele acestuia, îl folosesc și la iernat. Nu am de gând decât să vă atrag atenția că biostupul pastoral merită cu vârf și îndesat pentru a-l folosi în toate perioadele de activitate. Da? Să ne amintim ce am zis că fac. Am lăsat asta și trebuie să o sprijin cu o ramă ca să stea lipită. Deci fac acest lucru. Uitați așa. Și o să-mi continui treaba. Cine are urechi de auzit să audă. Și să și vadă filmele mele care le-am spuneam de cei patru, din cei patru. În fiecare an v-am prezentat ceva nou. Deci nu știu dacă biostupul s-a epuizat așa ca performanță, dar văd că descoperim în fiecare moment câte ceva nou. Așa că mă opresc aici spunându-vă o iernare corectă, bună și să aveți familii sănătoase în primăvară și bine dezvoltate. La revedere, dragilor!